frați și surori, vă mai ridic o dată să citim un pasaj din Matei. Este foarte cunoscut, dar va fi de folos pentru noi, să ne întărească spiritual. Aceasta este un scop pentru care în această seară Dumnezeu a gândit să fim împreună. Matei, capitolul 6, de la 25 la 34, pagina 929. Matei 6, de la versetul 25. Haideți să ascultăm cuvântul acesta. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc câinii de pe câmp. Ei nici nu tot, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei, în cazul ei. Amin. Amin. Rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim împreună din nou și să ne apropiem de Dumnezeu și prin cuvântul Lui. Și în această seară, ca să ne tărim sufletește, în plarea noastră cu Dumnezeu, în alergarea noastră de zi cu zi, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să împărtășim un mesaj despre capcana îngrijorărilor. Despre capcana îngrijorărilor. Noi suntem într-o alergare, într-o cursă continuă. Diavolul este dușmanul nostru numărul 1, sau puneți ce număr doriți, avem și firea noastră pământească, avem și pe alții, dar el are o strategie interesantă și foarte variată. Ca să ne oprească diavolul din drumul nostru cu Dumnezeu, din înaintarea noastră, ne întinde tot felul de capcane pe drum. Și aș vrea să vă spun că una dintre cele mai perfide, una dintre cele mai fine capcane pe care cel rău, pe care diavolul le așează în fața noastră, în care îi prinde pe mulți creștini, îi prinde pe mulți oameni, de altfel, este îngrijorarea. Capcana îngrijorărilor. Și este foarte important să privim și din perspectiva învățăturii pe care Domnul Iisus a adus-o, această stare și această capcană, ca să fim întăriți și înarmați, să o biruim și să nu fim prinși în ea. Eu când mă gândesc la lucrul acesta, la îngrijorare, îmi dau seama că diavolul reușește uneori să ne prindă în mreaja aceasta, pentru că noi uneori încercăm să clasificăm păcatele. De foarte multe ori, chiar dacă teoretic noi spunem păcatele sunt la fel, Dumnezeu pe toate le privește cu aceeași unitate de măsură, în realitate ne comportăm diferit. Așa că dacă cineva prea curvește, dacă cineva face crimă, dacă cineva înșeală, dar la un nivel foarte înalt, încât ajungem presă, sigur că suntem cu toții mirați și spunem sunt niște păcate grosolane, foarte mari. Dar apoi ne uităm în peisajul vieții noastre de zi cu zi, de săptămână cu săptămână, și când apare câte o bârfă, poate că suntem destul de relaxați. Ajungem să și glumim și să spunem mai stăm la o bârfă, poate că masa de duminică de după biserică este unul din locurile cele mai potrivite pentru așa ceva. Când apare poate un alt păcat, vedeți, la nivelul acestor păcate care le considerăm mai mici, nu ne mustrăm imediat conștiința. Când evaluăm viața și ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, sau când le comitem, imediat nu ne simțim atât de vinovați, ca și cum ne-am simțit că ne-am face altceva. Ei, aici este linia aceasta foarte fină în care diavolul reușește să ne prindă, pentru că așa procedăm de multe ori și cu îngrijorarea. De foarte multe ori o considerăm specialitatea casei sau o vedem ca fiind așa.
Noi români avem specialitățile noastre, nu? Și adunați dumneavoastră aici în Spania de foarte multe ori, poate că nu uitați de mâncarea românească. Nu știu dacă spaniolii au mămăligă cu brânză și dacă au, dacă o fac așa cum o face românul, dacă așa e făcută cum se face într-o anumită zonă, care am crescut fiecare dintre noi. Asta e specialitatea casei și e specific. Când stai și te uiți în viața ta uneori, când ne uităm în familiile noastre uneori, când ne uităm în Biserica lui Dumnezeu uneori, te uiți și vezi, în afară de bârfă, când te uiți și la îngrijorare, de exemplu, aproape că spui, e ca și specialitatea casei, aproape că nu o poți exclude de acolo, e ceva comun, e ceva specific. Mai ales aproape că devine un păcat internațional, acum că toată lumea vorbește de o criză globală, internațională și spui, nu ai cum să nu te îngrijorezi, n-ai cum să nu te temi pentru ziua de mâine, n-ai cum să nu fii copleșit de sper de felul acesta. Și felul acesta de foarte multe ori îi dăm poate că loc. Dar, dragii mei, nu este voia lui Dumnezeu să fim copleșiți de o asemenea stare. Și în această cauză, Domnul Iisus Hristos a avut foarte mare grijă să ne spună că este totuși un păcat. Este un păcat al cănicului. Aici, în câteva versete de la 25 la 34, dacă ați fost atenți, se repetă obsesiv ideea aceasta. Și la nivel de interdicție. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați, versetul 25. Mai jos, apoi ni se spune, iar în 27, prin întrebarea aceea mustrătoare, apoi îngrijorându-se, poate cineva să adauge un pot, în versetul 28, în al treilea rând, spune, de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Continuă, versetul 31, dacă n-am scăpat ceva înainte, nu vă îngrijorați. De versetul 34, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Repetiție. Când părintele își vede copilașul că bagă degetul în priză odată și strigă de la distanță, de la 10 metri, ia mâna de acolo și nu ascultă. Repetă, nu? Poate că va spune mai tare. Te rog să iei mâna, că e periculos. Copilul poate că tresare puțin, dar dacă nu ascultă, atunci poate că părintele strigă și mai tare și repetă și probabil ca a treia sau a patra oară, poate mai devreme sare și ajunge chiar lângă el. Când repeți ceva, înseamnă că este foarte important. Într-un pasaj atât de scurt, dacă Domnul Iisus, când de vorbă cu ucenicii, repetă atât de des această interdicție, înseamnă că El o ia în serios. Înseamnă că și noi ar trebui să o păstrăm la nivelul acela al unor păcate mici, că până la urmă toate sunt la fel înaintea lui Dumnezeu, dar consecințele diferă și atunci trebuie să o luăm și noi în serios. Și din această cauză, cred că este nimerit să ne oprim asupra acestui cuvânt. Mai mult ca oricând, în vremuri ca și acestea, în zile ca și acestea. Acum, cred că ar fi bine să facem o precizare. Să înțelegem despre ce e vorba. Că poate uneori avem confuzie în mintea noastră. Ce înseamnă îngrijorare? Nu e complicat deloc. Dar cred că e bine să facem distinția între cei doi termeni. A te îngriji și a te îngrijora. A te îngriji este bine. Dumnezeu ne cere să ne îngrijim de viața noastră, Dumnezeu ne cere să ne îngrijim de familiile noastre, Dumnezeu ne cere să ne îngrijim de biserica Lui și asta ce înseamnă? Să fii responsabil, să ai grijă ca lucrurile să meargă bine, să fii un ispravnic credincios, să-ți administrezi bine toate resursele pe care ți le dă Dumnezeu, începând de la timp, de la relații, bani și așa mai departe. Asta înseamnă să te îngrijești. Și trebuie să fim la capitolul acesta foarte harni și să avem note foarte bune. Și în această cauză trebuie să transpirăm și să alergăm. Și nu e nicio problemă cu asta. Problema însă este când ne îngrijorăm. A te îngriji este bine. A te îngrijora este rău. Când vorbim de îngrijorare, apare o nuanță foarte subtilă, dar sigură, clară. Apare frica. Treci hotarul. Din această zonă, din perimetrul îngrijirii, din perimetrul grijurilor, a responsabilităților, a frământărilor de zi cu zi, care sunt normale pe pământ, treci granița în țara fricii și ajungi acolo, în țara împăratului spaimelor și pătrunde teama în inima ta. Dragii mei, când a pătruns teama, atunci a pătruns de fapt și îngrijorarea. Ne trebuie să asociem întotdeauna îngrijorarea cu frica, cu teama. Atunci când noaptea nu mai pot să dormi bine, pentru că mă tem de anumite lucruri, mai mult sau mai puțin și mă copleșesc, atunci când ziua nu mă pot concentra la prioritățile și la lucrurile pe care trebuie să le îndeplinesc, pentru că am anumite teme și frământări adânci și neliniște, am trecut granița, am trecut hotarul. Și este îngrijorare și este păcat. Și Dumnezeu vrea să eliminăm asemenea stări din viața noastră, pentru că nu-i sunt plăcute Lui și nu ne ajută cu nimic. Cum să facem asta?
E simplu să o definim, e simplu să înțelegem că e păcat, că doar n-am inventat eu personal asta, nici dumneavoastră. Biblia ne spune lucrul ăsta, mai mult atât Fiul lui Dumnezeu care a trăit pe pământ, cum să scăpăm, pentru că vremurile pe care le trăim sunt grele. Dacă și în vremea Domnului Iisus, când nu era tehnologia atât de ridicată, când nu era atâta populație, existau probleme, necazuri, provocări, încât era nevoie de o asemenea învățătură, cu atât mai mult și astăzi. Cred că cu atât mai mult avem și noi nevoie. Oamenii încearcă tot felul de metode. Am auzit de cineva care a spus, eu am curtea acasă și am un copac și mi le notez cu bilețel și le leg acolo, până se umple copacul ăla și pun pe toate crenguțele, cumva mă mai detașez așa, le-am luat, le-am scris, le-am agățat acolo și încerc să scap de ele. N-am alte soluții. Alții au spus, am încercat altceva, merge mult mai bine. Eu am o cutiuță mai specială, de bine îngrijorarea, că vine frământarea, ca să scap, o notez pe un bilețel, așa cum trimit la biserică, rugați-vă pentru mine, dar n-am vreme să ocupat până mai ajung. O scriu un bilet acolo, am pus o cutiuță și odată pe săptămână mă ocup de ele. De ce să mă copleșească în fiecare zi, am atâtea de făcut, mă opresc odată pe săptămână și apoi le iau pe toate la rând. Și spunea omul acesta cu surprindere, de fiecare dată, când mă opresc asupra lor și le analizez, dau seama că cele mai multe nici nu există, de fapt. Au trecut, s-au epuizat. Erau pe moment de îngrijorări. Erau motive, poate, atunci pentru mine de temere. Dar trece o săptămână și spun, oh, ce bine că am apelat la metoda asta, că îmi dau seama că dacă m-aș fi concentrat asupra lor, mă încărcam foarte mult. E bine, continui așa. Alții plătesc bani grei, se duc la doctor, la psihologi, la consilieri. Lumea caută tot felul de metode. Mie îmi place foarte mult metoda pe care Domnul Iisus a folosit-o în predica de pe munte. Suntem în predica de pe munte. Un cuvânt pe care l-a spus ucenicilor altădată, oamenilor care așezați nu pe scaune albastre, ci în iarbă, verde, poate stăteau pe un podiș și l-ascultau cu sufletul la gură. A folosit o metodă interesantă Domnul Iisus și el a subliniat acolo latura negativă a îngrijorării. A subliniat pericolul pe care l-aduce îngrijorarea în viața omului. Și în felul acesta a căutat să-i conștientizeze pe oameni că e serioasă problema. Și în felul acesta să poată lua niște decizii și să evite această capcană, să nu sară în ea, să nu se lase prinși de ea. Îmi place foarte mult asta. E ca și cum aș gândi la imaginea unui câine turbat când mă gândesc la îngrijorare. Și vă evit să vă gândiți la asta. Imaginați-vă că ați fost mușcați de un câine cândva și mergeți în drum spre serviciu pe o stradă unde este o poartă și scrie atenție câine rău. Și cineva chiar vă spune, poate vecinul sau proprietarul se necășește acolo cu câinele să-l potolească și vă spune, mergi și te rog, omule, mai la distanță, că e turbat câinele ăsta, nu știu ce a pățit. Și uite ce face, sare pe poartă, sare pe toți, te rog, du-te mai la o parte. Ce ați face într-o asemenea situație? Imaginați-vă că cineva care ar trece pe acolo și ar auzi un asemenea sfat, ar lua poate că un băț de jos și l-ar băga prin gar și ar încerca să atingă botul câinelui și mai tare. Și proprietarul spune, dar e turbat, dar nu vezi că mușcă și periculos. Nu vreau să deschid și poarta și să intru acolo, să mă joc puțin pe el, să-l ating un pic. Vedeți, ceva de genul ăsta ar trebui să fie în mintea noastră când ne gândim la îngrijorare. E ca un câine turbat, ne devorează, ne distruge, ne face praf și pulbere. Și Domnul Iisus Hristos a vrut ca oamenii să știe asta, ucenicii să știe asta, noi astăzi să știm lucrul acesta. Dar nu cumva să îndrăznim să ne jucăm, dar nu cumva să tratăm ușor această lucrare și această stare, pentru că pur și simplu putem sfârși din cauza ei. Și haideți să vedem în ce mod ne afectează. Sunt cel puțin trei laturi în care îngrijorarea vine și aduce pagube și daune. Dacă vreți, e ca un triunghi, în primul rând, în relație cu Dumnezeu, în relație cu mine însumi, în relație cu cei din jur, îngrijorarea produce numai și numai daune și pagube. Și odată v-aș invita să vedem în relație cu Dumnezeu care e problema când mă îngrijorez eu. Citim și poate că ne amintim imaginea acestea frumoasă pe care le-a folosit Iisus Hristos. Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru. Și vine cu prima imagine din natură. Uitați-vă la păsările cerului. Domnul nostru Iisus Hristos ne aduce imaginea păsărilor și ne spune că deși ele nu au o activitate așa foarte intensă și n-au abilități ca să-și construiască ele, știu eu, casele și cuiburile și să se hrănească, totuși, ele nu mor de foame. Ele rezistă. Existența lor continuă. De ce? Pentru că în spatele lor este un mecanism acolo. Este cineva care susține viața lor.
Și concluzie foarte clară. Ucenicii știau acum și noi știm și copilașii nu știu. E Dumnezeu care le-a creat pe toate. Că am trecut poate de faza aia în care unii se mai îndoiau, oare să fie din mai mult, să fie. Nu, Dumnezeu a creat toate lucrurile și în general zona evanghelică nu ne mai luptăm cu întrebări de felul acesta, ci știm că Dumnezeu a creat toate lucrurile. El a creat și păsările și atunci pentru că El a creat toate lucrurile le susține. Și Domnul Iisus vine cu exemplul acesta și apoi cu cel al florilor și spune: eu le-am făcut, eu le susțin. Vedeți ce frumos! Și noi le vedem uneori, poate în curtea cuiva, pe lângă niște găini, pe lângă niște animale de casă, cumprind câte un bob, cum mănâncă câte o frunză de iarbă și rezistă. Vine toamna, vine iarna, pleacă în țări mai calde, se întorc primăvara, rezistă, sunt în picioare. Și Domnul le spune, folosind imaginea aceasta: oare cine stă în spatele lor? Nu eu, eu Dumnezeu. Păi, atunci așa sunt și cu voi. Și trece la partea cu crini, îmbrăcați cu haine de ultimă modă, poate spune. Nimeni nu s-a îmbrăcat așa. Solomon avea tot ce-i dorea inima. Spune, iată că crinii aceștia sunt îmbrăcați parcă mai frumos și florile pe câmp și cei care iubesc florile sunt mai sensibili la natură și la ceea ce a creat Dumnezeu în privința asta. De multe ori se minunează când stau în fața unor flori, când văd petalele și diversitate. Și probabil că și în zona aceasta, venind poate din România, ați detectat tot felul de alte plante, de alte flori și spui ce mare și ce frumoasă e creația lui Dumnezeu. Dar de ce rezistă? De ce după ce le cad poate petalele și frunzele și toate, din nou se ridică, se înalță și fiecare an crește? Pentru că cineva le susține. Tatăl vostru cel ceresc. Ei, dragii mei, când spun aceste lucruri și vă amintesc imaginile, aș vrea să înțelegem un lucru și o să vedeți de ce e așa. Îngrijorarea în relație cu Dumnezeu îl dezonorează pe El. Când eu mă îngrijorez, Dumnezeu este dezonorat. Dumnezeu este dezonorat și este supărat. Este supărat, pur și simplu. Se simte foarte rău. Nu-i place când mă vede îngrijorat ca și copila lui. De ce? Pentru că el spune așa, o lecție de logică simplă. Eu am creat toate lucrurile, susțin păsări, susțin flori și voi sunteți mai presus decât păsări și decât flori. Voi odată sunteți oameni și psalmistul odată spunea: mă uit, Doamne, la creația aceasta, psalmul 8, omul, ce minune, l-ai făcut puțin mai pe jos decât Dumnezeu, toate le-ai dat în stăpânire. Omul este potoaba creației lui Dumnezeu. Omul este orice fel de făptură. Omul este una dintre cele mai strălucite creații ale lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, pentru om a venit să moară Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Vreau să vă reamintesc că Domnul Iisus Hristos n-a venit să moară pentru păsări. Domnul Iisus Hristos n-a venit să moară pentru plante, pentru frunze. N-a venit să moară pentru alte vietăți din universul acesta, pentru pești. Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru oameni. Ca prin această lucrare de sacrificiu să intrăm într-o relație cu Dumnezeu, încât să devenim copii ai Lui și să-i spunem Tată. De aceea, Domnul când le dădea aceste imagini, spunea: Tatăl vostru le susține. Păi dacă El, Tatăl vostru, susține aceste lucruri mai neînsemnate, oare cum pe voi care vă iubește atât de mult și a demonstrat că L-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru voi, oare cum nu vă va susține? În momentul, dragii mei, în care noi ne îngrijorăm, e ca și cum taci, fără să spunem cu cuvinte. Am zice, nu cred că mă susții, Doamne. Asta-i transmitem lui Dumnezeu. Asta-i spunem. În momentul în care mă tem pentru ziua de mâine, în momentul în care sunt copleșit de frică și de frământări de felul acesta și ziua și noaptea, e ca și cum Dumnezeu care îmi vorbește prin păsări, îmi vorbește prin flori, prin natură, prin toate, îmi vorbește prin Fiul lui Iisus Hristos, care m-a răscumpărat odată pentru totdeauna, e ca și cum așa când îmi vorbește, resping mesajul și spun, nu te cred, Doamne, nu te cred, Doamne. Sigur că nu spunem cu cuvintele, n-am avea curaj, n-am îndrăznit, dar nu-i nevoie, dragii mei. O spun faptele noastre. Dumnezeu așa percepe. Cum poate fi inima lui Dumnezeu în acele momente? Cum poate fi inima lui Dumnezeu în acele clipe? Cei care sunteți stați aici și aveți băieți, aveți fetițe, aveți copii, imaginați-vă că vine acasă copilul și știți cum sunt copiii la școală. Nu știu dacă și aici e ca în țară, dar mi-amintesc în copilărie, când aveam probleme, discuții, fiecare se lăuda cu tatălui, cu că taică-mi e mai tare, taică-mi e mai puternic, care nu știi, mai mare, nu, las că pui, îl bate pe taică-tău și așa mai departe. Copiii se lăudau cu părinții lor, cu tații lor. Vorbe de copii, sincer, dar asta era copilăria. Imaginați-vă că vine un copil acasă la tatălui și cei care sunteți stați, gândiți-vă bine la asta și spune: tată, am eu niște probleme așa serioase acum, dau de niște necazuri, sunt casa 3-a, 4-a, dar
nu știu, mă uit așa cam la tine în ultima vreme și tu slăbănog așa, nu prea am așa încredere în tine. Cred că tatăl vecinului meu, al lui Ionică, ce stă aici pe palier, e mult mai puternic decât tine. Nu știu, nu mai bine să stau nici în casa asta, dacă mă puteți duce cumva pe acolo, nu cred că pot să rezolv problema asta. Să nu spună glumă, să nu spună glumă așa în joacă, în mod serios, să-l vezi poate timorat, așa speriat. Nu cred că pot să mă ajut, nu cred, e destul de slab, e mult mai puternic. Nu cred că inima aia de tată s-ar simți foarte bine, să detecteze că e o problemă reală aia și chiar copilul nu are încredere în el. Păi e ca și cum un cuțit ar trece prin acea inimă, pentru că dacă ar fi invers, inima s-ar ufla de bucurie acolo și de o mândrie cumva sinceră, nu păcătoasă neapărat, dar acea bucurie că acel copilaș înțelege că depinde cumva de tine și că poți fi de folos, dar să-ți transmită un alt mesaj, ar fi foarte grav. Vedeți? Așa este și relația noastră cu Dumnezeu. El ne spune, uite-te la floricele, uite-te la păsări, uite-te peste tot. Tu nu ești pastră, tu nu ești floare, te-aș ghidi dacă ți-a spune așa. Eu am murit pentru tine, am dat cea mai scumpă în univers. Cum să-ți demonstrez mai mult că te iubesc? Și noi când ne îngrijorăm ca și mă spune, nu vă, nu-mi pasă, nu cred, spui asta, da, nu se poate, va fi greu, va fi... Și suntem speriați și suntem apăsați, îl dezonorăm pe Dumnezeu, dragii mei. Nu ne dăm seama. Dar îi dezonorăm pe Dumnezeu și Dumnezeu nu merită asta. Dumnezeu așteaptă credincioșie din partea noastră să ne supunem, chiar dacă nu vedem soluții, chiar dacă nu vedem, știu eu, răspunsul imediat, că spunem, Doamne, nu te putem dezonora. Nu putem coborâ la nivelul acesta. Noi trăim ca să te glorificăm pe tine. Trăim să ne arătăm încrederea în tine, pentru că tu deja ne-ai arătat atâta dragoste. Vedeți ce păcat? Dacă ar fi numai această daună, dacă ar fi numai această pagubă și îți vine să fugi de această capcană, îți vine să iei la 3-4 stăți distanță să spui, voi evita îngrijorarea, nu pot să las să pună stăpânire pe mine așa ceva. Dar nu-i suficient. Trecem la planul celălalt, îngrijorarea relației cu noi. Deci relația cu Dumnezeu îl dezonorează pe El. În relație cu noi înșine ne afectează, sigur, în mod negativ și pe noi. De ce spun asta? Priviți versetul 27 încă o dată, în care Domnul Iisus așa ironic, mustător, printr-o întrebare, le transmite adevărul acesta. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Ce înseamnă asta? Hai să o luăm așa simplu. Să adaugi un cot la înălțimea lui. Să fie vorba aici de statura fizică, de înălțimea fizică? Păi dacă ar fi așa, nu este bine. Că te uiți acolo și spui, bun, nu mă îngrijorez, o să fiu liniștit. Dar asta înseamnă că cresc cu câte un cot. Nu știu cum le va măsura Dumnezeu. Și apoi oamenii care sunt liniștiți, vezi cu câte un cot, cum cresc, pentru că și asta se transformă în centimetri. Și atunci trebuie să vedem niște giganți aici, să spunem, bă, ăștia care nu se îngrijorează, și piticii ăștia sunt oamenii care se îngrijorează și care mai dau și înapoi și scad la apă. Nu e așa, dragii mei. N-are de-a face cu dimensiunea fizică. Domnul Iisus vorbea în pilde, de foarte multe ori simbolic, metaforic, cum spunem noi, și aici vorbește despre calitatea vieții. Despre calitatea vieții. Și le spune, e așa de simplu, oameni buni, păi dacă voi vă îngrijorați, gândiți-vă, aduce asta calitate vieții voastre? Un cot la înălțimea lui înseamnă îmbunătățește cu ceva viața voastră, îngrijorarea? Nu! Este răspunsul foarte clar, că nu-l dă. Dar din potrivă, pentru că nu dă un răspuns, este o întrebare la care noi trebuie să ne răspundem, noi observăm exact contrariul. Toate experiențele a noastră personală, în primul rând, arată că nu îmbunătățește viața noastră, îngrijorarea, din potrivă, o strică. Din potrivă, îi aduce daune. Și te duci la medic, te duci la control și spui, mă înțeapă pe la inimă. Duci la medic și spui, am ceva probleme pe aici, pe la stomac, nu știu, am crezut că sunt crampe, dar persistă mai mult de o săptămână. Și spune, asta e ulcer, domnule, toată ziua. Am niște probleme, nu știu de care, seamănă așa cu depresie și așa mai departe. Și te duce și îți face analizele și la un moment dat nu iese acolo nimic. Păi da, sunt sănătos, dar ce se întâmplă? Vii, stai și discuți, analizează și într-un final trage concluzia și spune, asta e pe bază de stres, pe bază de stres. Asta e terminologia noastră contemporană pentru îngrijorare, pe bază de stres. Ne distruge îngrijorarea și foarte multe ori, din această cauză a temerilor pe care le lăsăm să pătrundă în viața noastră, se distruge templul Duhului Sfânt, ființa noastră, trupul nostru. Și e sigur că lucrurile merg în lanț, pentru că nu numai la nivel fizic ne facem rău, ci și spiritual. La un moment dat, Domnul Iisus vorbea despre niște tipuri de pământ. Când a vorbit în pilda semănătorului despre acele tipuri de pământ,
a spus că omul este pământul cu spini. Și apoi când a tradus ce înseamnă pământul cu spini, a spus că este inima aceea în care există loc pentru îngrijorare și pentru lucrurile acestei lumi și în această cauză cuvântul nu poate să aducă rol. Deci când eu permit îngrijorării să intre în viața mea, când adăpostesc acolo îngrijorarea, nu numai fizic mă afectează, dar și la nivel spiritual, cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate să producă rod. Viața mea de rodire este încetinită, poate să se blocheze. Și atunci, dintr-o dată, sunt vlăguit spiritual, dintr-o dată mă usuc, dintr-o dată nu mai am putere, nu mai am energie, dintr-o dată nu mai am speranță și toate pornind nu de la o crimă, nu de la prea curvie, nu de la un furt, nu știu de care, la nivel mare, de la o simplă îngrijorare. De la o simplă îngrijorare. Pot să alunec ușor și pot să-ți sfârșesc pe alt drum și pe altă traiectorie. De la o simplă îngrijorare, chiar din punct de vedere spiritual. Vedeți cât de gravă este, ce pagubă produce. Și v-aș duce la ultimul nivel, n-aș vrea nici să insist și să fie prea multă învățătură, dar hai să vedem și partea cealaltă, pentru că triunghiul se conturează încet, încet. În relație cu Dumnezeu, am văzut că îngrijorarea îl dezonorează pe El. Și este trist. N-avem voie. Nu cred că ne place să știm că noi întristăm inima lui Dumnezeu și că Dumnezeu plânge și că Dumnezeu este îndurerat că ne vede, pentru că spune, am făcut tot ce am putut, tot ceea ce trebuia. Și uite, n-are încredere în mine, n-are încredere în mine. Relația cu Dumnezeu dezonorează. În relație cu mine însumi distruge, afectează negativ. Dar iată că și în relație cu ceilalți strică foarte mult. Afectează mărturia noastră, compromite mărturia noastră în relație cu cei din jur. Dar la un moment dat s-ar putea să fie unii mai îndrăzneți, așa care să spună, lasă-mă frate în pace cu treburile astea. Adică, dacă eu răspund în fața lui Dumnezeu și fac mie rău, e problema mea. Ce problema ai tu? Eu vreau să mă îngrijorez, nu pot, așa e felul meu, e stilul meu, asta e structura mea, mă sper mai repede, ce te bagi în viața mea? Nu, dragii mei, uite că faci rău și la alții. Nu numai că îi faci rău lui Dumnezeu cumva, îl întristezi, nu numai că îți faci ție rău, dar faci rău și altora în jur. Pagube colaterale, așa, este lanț totul. Asta de unde o deducem? Uitați-vă la versetul acesta, 31 și 32. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută. Tatăl vostru cerește că aveți trebuință de ele. Cuvântul acesta este foarte important și ne ajută să înțelegem acest lucru. Neamurile. Ce înțelegea un evreu? Ce înțelegea un ucenic, un israelit, care l-a ascultat atunci pe Domnul Iisus când el spunea neamurile caută lucrurile acestea. Cu alte cuvinte, neamurile au această practică. Îngrijorarea, specialitatea casei neamurilor. Era vorba de păgâni. Poporul Israel l-a considerat poporul lui Dumnezeu. Pentru că în vremea veche, ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. Ca acolo să-și arate slava în poporul acela. Și din această pricină oamenii să vină acolo să-L cunoască pe Dumnezeu prin ei. Astăzi Dumnezeu vrea noi să mergem care avem slava și să o răspândim. Atunci era un pic invers, trebuiau ei să o vadă depozitat acolo și să se adune. Și ceilalți din jur, sigur că erau considerați păgânii, neamurile. Și acolo puteai să găsești îngrijorare, teamă de viitor, lipsă de speranță, toate aceste lucruri. Dar Domnul Iisus le spune, acolo, acolo este locul, acolo este casa ei, nu între copiii lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie între cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Cei care au un Dumnezeu de piatră pot să se îngrijoreze, au motive, un Dumnezeu de lemn, un Dumnezeu de argint și de aur. Din aia care au ochi și nu văd, care au urechi și nu aud, da, acolo se poate. Dar voi care aveți un Dumnezeu viu, n-aveți niciun motiv, nicio justificare. Bun, cum îi afectează pe alții? Păi sigur că îi afectează că în momentul în care eu mă compor ca și neamurile, atunci compromit mărturia mea. Dumnezeu așteaptă să am o anume mărturie, dar dacă eu mă comport ca și cel care n-are niciun Dumnezeu, că asta însemna neamurile și păgânul care n-are pe Dumnezeu, atunci ce mărturie mai aduc eu? Eu care am declarat pe credință în apa botezului, eu care port o etichetă, eu care mă pretind copil al lui Dumnezeu, dacă mă îngrijorez, e ca și cum aș comporta ca unul care n-are niciun Dumnezeu. Și sigur că atunci alții care se uită la noi vor spune, nu știu, Dumnezeu din asta nu prea vrea nici eu să urmez. Dacă totul e încruntat, dacă viața e chiar așa de grea, dacă nu este nicio luminiță la capătul tunelului, păi așa era și la mine. Sigur că de-aia mă gândeam la sinucidere, din cauza asta m-am gândit să fac treaba aia așa grosolană și să rezolv stilul meu lucru, că nu văd nimic la cap. Dacă și la voi așa, dacă este teamă, dacă nu-i speranță, păi și vezi, imediat mărturia noastră
Nu mai are aripi și nu mai putem să pătrundem în viața altora, într-o familie, într-o casă, un copilaș care este dozat, care este hrănit cu îngrijorare în primii ani de viață, poate să crească cu fondul acesta sensibil, cu teama aceasta și pur și simplu să se molițească și el. Și iată că facem pagube și în alții. Noi care suntem chemați să fim lumina lumii, să fim sarea pământului, să influențăm în bine, influențăm pe alții în rău atunci când ne îngrijorăm. Vedeți? Ce pagube face îngrijorarea. Când vezi asemenea lucruri, cum să mai stai indiferent? Când vezi asemenea consecințe, asemenea pagube, cum să nu ții măsuri și cum să nu te înarmezi să treci pe lângă capcan? Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ferească pe fiecare. Să ne ajute să înțelegem pe o capcană reală, că e foarte periculoasă, că dacă ne lăsăm prinși în ea, produce foarte multe daune. Am văzut în relația cu Dumnezeu ce se întâmplă. Am văzut în noi înșine relația cu noi. Am văzut în relația cu cei din jur. Nu este compromisă mărturia noastră. Și atunci, văzând câinele acesta turbat, să nu ne jucăm cu ea. Să nu punem bățul acela la botul lui prin gard. Să nu deschidem ușa, să nu ne aruncăm în capcană. Pentru că putem fi devorați de păcățelul acesta, cum îl percepem uneori noi. Sigur că n-ar fi suficient numai o motivație de felul acesta. Oh, e grav. Asta e primul pas. Ai nevoie de așa ceva. Dacă nu-ți dai seama cât e de grozavă situația, cât e de grea, de complicată, atunci normal că n-ai nicio motivație să lupți. Și e necesară asta. Și din cauza asta, Domnul Iisus Hristos a vrut să ne motiveze în felul acesta. Și trebuie să luăm de bune cuvintele Lui și să le credem. Dar sigur că avem nevoie și să ne antrenăm și să punem în loc de asta altceva. În loc de temeri, să punem ceva mai bun. Și cu asta aș vrea să închei în această seară. E partea finală a textului nostru, căutarea împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii Lui. Până la urmă, ca să putem să ne ținem pe traiectorie bine, să avem acei mușchi spirituali, acea putere de a evita această capcană, dincolo de motivația pe care poate că la un moment dat o să o deprindem, trebuie totuși să ne umplem de ceva mai puternic. Când ai o boală, când ai o infecție, doctorul îți dă un antibiotic, trebuie să găsească ceva mai puternic, care să distrugă poate că, știu eu, microbul acela. E nevoie de ceva mai puternic. Când în fața noastră stă îngrijorarea, când în fața noastră stă o capcană așa de gravă, atât de încălcită, cu ramificații serioase, ai nevoie de ceva mai puternic cu care să te încarci ca să poți birui. Și asta este căutarea împărăției lui Dumnezeu. La finalul textului nostru era îndemnul acesta pe care îl știm bine. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, asta trebuie să facem. Mă gândesc că înțelegeți ce înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu. N-aș vrea să intru în detalii, dar să vă reamintesc numai că are cele două aspecte. Când ne gândim la împărăția lui Dumnezeu, ne gândim odată la împărăția care deja a venit. Și apoi ne gândim la împărăția care încă nu a venit. Sunt cele două aspecte ale împărăției. Nicodim a stat de vorbă cu Domnul și el a spus, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie să te naști din nou. Când vorbim de împărăția care deja a venit, vorbim de intrarea aceasta în relația cu Dumnezeu, relația personală, prin mântuire, prin har, prin credința în jertfa Domnului, prin pocăință. Când am intrat în împărăția lui Dumnezeu, am fost născut din nou. Deja a venit împărăția, este lăuntrul nostru, cum spunea Iisus. Și a căutat această împărăție, înseamnă să dezvolți relația ta cu Dumnezeu în fiecare zi. Înseamnă să faci o prioritate din a avea părtășie cu Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, vorbindu-i, lăsându-l să-ți vorbească, din a avea părtășie cu biserica lui, din a sluji pe Dumnezeu și pe semenii tăi. Asta înseamnă căutarea împărăției, să faci o prioritate din asta. E împărăția care deja a venit. Și trebuie să o căutăm mereu. Nu ne putem opri. Trebuie să facem o prioritate din asta. Să o ținem la nivelul 1. Și apoi este și împărăția care va să vină. Că spunem, Tatăl nostru care ești în cerul, facă-se voia ta, vie împărăția ta. Ne referim la împărăția care va să vină. Mai este o împărăție, spunem noi, gloria cerească, desăvârșirea, slava viitoare, vom sta pentru totdeauna cu Dumnezeu, pe râmul acela în care nu este lacrimă, nu este durere și așteptăm acea împărăție. Sigur, din această cauză și Ioan îi îndemna pe toți și bisericile din Asia să spună Maranata și Duhul spune și vrea să spune, vino Doamne, că mai așteptăm împărăția care va să vină, încă nu este totul terminat, așteptăm și slava viitoare. Și ambele aspecte trebuie să le căutăm. Când căutăm împărăția lui Dumnezeu, mai întâi ca orice, căutăm să întărim relația noastră cu Dumnezeu și facem o prioritate din asta,
și căutăm cu prioritate să îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, să tânjim după El, să nu ne ancorăm viața numai în lucrurile de pe pământ, ci să știm că există o împărăție și sus, adevărata noastră casă este acolo și aici suntem într-o excursie interesantă, mai lungă sau mai scurtă, dar adevărata casă este acolo și atunci să tânjim și să-L așteptăm mereu, să nu uităm de aspectul revenirii Domnului. Dacă facem lucrul acesta, dragii mei, îngrijorarea nu are puterea asupra noastră. Microbul acesta nu ne va ucide, pentru că medicamentul acesta, căutarea împărăției lui Dumnezeu, este mult mai puternic. Ne va da niște aripi cu care ne vom înălța. Vom trece peste aceste provocări și vom fi biruitori. Și în același timp, Dumnezeu va fi onorat și alții în jurul nostru vor fi binecuvântați. Aș vrea să vă invit pentru o rugăciune final să ne ridicăm. Și rugăciunea aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu în relație cu cuvântul acesta pe care l-am auzit. Cu ceea ce am împărtășit despre îngrijorare. Spus că este o capcană îngrijorarea și voia lui Dumnezeu e clară. E negru pe alb. Nu vă îngrijorați. Și că e și o poruncă, nu este o opțiune, că vreau, că nu vreau, că se potrivește sau nu cu stilul meu personal. Este voia lui Dumnezeu. Am înțeles că noi putem să ne întărim motivația în această seară și ori de câte ori privim în cuvânt, văzând că e gravă, văzându-i consecințele, în relație cu Dumnezeu îl dezonorează. Cu noi înșine pagube fizice, spirituale, în relație cu alții, compromite mărturia noastră, pagube după pagube. Dar am și înțeles că ea poate fi biruită când noi suntem preocupați cu prioritate să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Și cea de aici în care am intrat, relația noastră cu Dumnezeu, dar și cea care va să vină. Haideți să stăm atunci înaintea lui Dumnezeu, după ce ne analizăm, și să-i spunem sincer, Doamne, dacă în această perioadă, în această vreme, mă confrunt cu situații care au determinat să mă îngrijorez, te rog, iartă-mă. Înțelegând din cuvântul Tău că este un păcat, vreau să fac un pas, vreau să răspund cuvântului Tău. Nu fi auzit numai o altă predică despre îngrijorare și apoi să plec și să văd, mai mi-amintesc sau nu câte ceva. Vreau să răspund cuvântului Tău, dacă nu-i voia Ta asta, dacă Tu spui că este un păcat, dacă Tu vrei să-L tratezi serios, dacă cumva, cercetându-mă, văd că am situații în care mă îngrijoresc, te rog, iartă-mă din îngrijorările acestea. Și te mai rog ceva, dă-mi putere ca în viața mea să nu adăpostesc așa ceva. Întărește-mă să caut împărăția Ta în orice vreme, zi de zi. Și nu oricum, nu în al doilea rând sau al treilea. În primul rând, înainte de toate, să caut împărăția Ta. Să fac totul ca relația mea cu Tine să crească, să fac totul ca prin umblarea mea în lume să tânjesc după Tine și în felul acesta să am tăria aceea de a trece pe lângă capcană, de a nu mă vârâng ghearele diavolului, de a lăsa să mă distrugă. Dă-mi această putere, Doamne! Dăm această putere. V-aș încuraja să facem lucrul acesta. Și, în mod deosebit, cei care acum treceți prin aceste stări, luați îndemnul acela final, în care era atât de frumos spus, ajunge zilei de cazul ei. Ăsta este mesajul lui Dumnezeu, când vine vorba de îngrijorare. Dacă ai detectat-o și vezi că ai probleme, ajunge, ajunge. Ăsta este mesajul lui Dumnezeu. Gata, ajunge. Fiecare zi, focusul nostru, ținta noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Dacă avem asta, vom birui celelalte provocări. Și dacă noi ținem cont de mesajul acesta lui Dumnezeu, vom fi extrem de binecuvântați. Așa că vă invit să ne rugăm împreună, punem totul la poala crucii Domnului, pentru că acolo trebuie să le aruncăm pe toate și îl vom ruga să ne întărească, să căutăm împărăția Lui. Și atunci inima Lui va fi plină de bucurie. Atunci noi vom fi împrospătați. Atunci cei din jurul nostru vor fi binecuvântați în orice loc prin care mergem. Pentru că am ales să ascultăm de Dumnezeu. Să ne rugăm împreună. Amin. Amin.